Salutare, dragile mele! Astăzi am pentru voi un clip despre ten și anume vreau să vă spun cum mi-am îngrijit tenul pe timpul sarcinii, dar cum mi l-am îngrijit și după ce am născut, pentru că, bineînțeles, organizarea timpului a fost alta, așa că vreau să vă povestesc așa pe scurt ce și cum am făcut, așa că hai să începem. Bun, deci în timpul sarcinii am avut foarte mult timp, deci puteam să mă îngrijesc tenul normal, să zic așa, cu diferite creme, seruri, tonere, o grămadă de chestii, dar după ce am născut, evident, să nu credeți că eu am stat și m-am tot cremuit și m-am tot îngrijit. Nu, n-am avut timp. Au fost zile când mă spălam pe față și pe dinți de-abia la ora 11 dimineața și după aceea când mai aveam timp sau mi-aduceam aminte, mă îngrijeam. Dar după un timp, după ce și ea a avut un program mai fix, avea orele ei de somn normale și aproximativ fixe, atunci am avut și eu un program mai lejer și puteam să-mi organizez altfel timpul. Așa că vreau să vă arăt ce am terminat în ultimele luni, să zic așa, pentru că am folosit o mână de produse și le-am folosit doar pe acelea. Am terminat două seruri pentru față, unul cu vitamina C de la Garnier, care mi-a plăcut foarte mult. Dacă vedeți pompița stricată, pipeta stricată, să știți că am scăpat-o pe jos și s-a spart, pentru că este de sticlă, dar mi-a plăcut foarte mult, pe asta îl foloseam dimineața, pentru că este cu vitamina C. Iar seara acesta de la Marablu, este un brand românesc, l-am și terminat, dar mai am încă o sticlă din aceasta, pe care o voi pune la treabă în curând. Ăsta e ambalajul vechi, acum arată puțin altfel, dar este un ser foarte bun, hidratant, cu acid hialuronic, cu caviar și cu peptide. Peptidele fac minuni la tenul meu, dar și la alte persoane. Chiar am observat foarte multe femei care folosesc peptide, au spus că li s-a schimbat tenul în bine și destul de repede, adică acționează destul de repede pe piele și nu trebuie să aștepți 3 luni ca să vezi efectele peptidelor. Deci, ăsta a fost foarte, foarte bun. Și cel de la Garnier mi-a plăcut, dar momentan n-am să-l recumpăr pentru că am altele cu vitamina C și vreau să le termin. Și seara am introdus acest retinol, dar acum recent, nu de foarte mult timp. În timpul sarcinii, bineînțeles, nu m-am dat cu retinol și nici după ce am născut, pentru că nu, sincer vă zic, am uitat de el și după aceea m-am interesat bine. Nu știam mai să-l folosesc retinol sau să nu folosesc, oricum nu sunt foarte multe studii, deci e destul de safe să-l aplici pe ten, pentru că nu se absorbe în laptele matern și n-am avut nicio problemă, e foarte, foarte ok să folosesc, deci și pe acesta l-am terminat, l-am folosit seara și peste acest retinol puneam serul de hidratare și așa era o combinație perfectă. Cât despre creme, am folosit acestea două. Mai am, cred că, jumătate din fiecare. Ziua, pentru că este cu factor de protecție, am folosit-o pe aceasta de la Marablu. Tot așa, cu caviar, acid hialuronic. În schimb, asta are niacinamide, un alt ingredient, mai bine este un super ingredient pentru ten și recomandat mai mult ziua, dar puteți să-l folosiți și seara, adică nu este nicio problemă. Îmi place ambalajul acesta airless, doar apăsați și iese crema. E foarte, foarte bună această cremă și seara mai foloseam câteodată. De fapt, doar seara o foloseam, deși scrie că e cremă de față de zi cu acid hialuronic și ingrediente organice. Eu o foloseam doar seara pentru că asta am avut-o la cel mai la îndemână. De la Cartier a fost foarte ok. Deci ea hidratează, dar ce nu-mi place la ea este faptul că se descoamează de pe ten. Dar tot am mai folosit-o pentru că ea se absorbe foarte bine și o mai foloseam pe mâini, pe gât, pe genunchi, pentru că, cine știe, cine are copilaș mic stă foarte mult timp în genunchi și chiar îți faci bătături. Dar pentru asta e un alt clip. Eventual pot să o fac dacă vreți și un clip despre îngrijirea corpului, cum am făcut în ce produse am folosit în sarcină, pentru vergeturi, pentru îngrijire, pentru post, mă rog. Postpartum au fost câteva chestii pe care le-am purtat și folosit, așa că scrieți-mi în comentarii dacă vreți și pentru îngrijirea corpului. Deci ăsta l-am folosit, e foarte ok, deci ingredientele sunt foarte bune, doar v-am spus, se decojește. L-am încercat cu toate variantele posibile, pe pielea goală, peste ser, peste retinol, peste orice el vine jos. Am încercat să pun și mai puțin, nu, aceeași poveste. Deci cam astea sunt produsele și
De când mi s-au terminat serurile acelea două, am cumpărat unul de la Oriflame. Ăsta am înțeles că este ceva wow, super nou cu super ingrediente, așa că îl folosesc de câteva zile. Ce să vă spun, e foarte frumos pe ten, îl folosesc doar seara, deși nu are o problemă, adică când să îl folosești, cu acid poliglutamic și alge roșii hidrolizate. Asta e pentru altă poveste, dacă vreți să vă intrăm și în chestii de ingrediente și așa, dar nu vreau să vă plictisesc prea tare. În principal, deci chestii basic, face ce face, e super hidratant. Cam atât trebuie să știți. Dacă vreți să știți mai multe, vă las eventual un link ca să citiți despre ingredientele astea. Și ca să vă fac și o demonstrație, am să-l folosesc acum pentru că sunt proaspăt spălată pe față. Apropo, ca și gel de spălat, am folosit unul spumă de la Momirov, care mi-a plăcut foarte mult. Pentru tenul meu gras a fost foarte ok. Eu întotdeauna încălzesc serul în palme, după care îl aplic pe ten. Și pe acela l-am terminat. Acum folosesc unul de la Garnier cu acid salicilic. Deci să vă ferească Dumnezeu să vă intre în ochi acel ser, pentru că pișcă, acel spumant pișcă foarte, foarte tare. De-aia aveți grijă cum îl folosiți. Este acela care are o perie în cap și îți face și masaj. Deci ăla a fost... Ăsta e gelul pe care îl folosesc mai nou, dar un pic usucă tenul, vreau să vă spun. Nu știu dacă exact e el de vină ca și produs sau eu, pentru că nu mă hidratez corect. Și asta e crema minunată de la Mara Blue, pe care o folosesc în fiecare zi, pentru că are și factor de protecție și nu mai necesită să îmi pun încă un extra factor de protecție, pentru că nu am timp. Mie îmi trebuie să am o rutină super simplă, în 2 minute să fiu gata, cremuită, seruită și de toate. Intră foarte repede în piele, veți vedea că intră foarte repede în piele acest produs și nu lasă pielea deloc grasă, lipicioasă, e perfect ca și bază de machiaj rapid, dacă nu vreți să vă puneți primer, e foarte, foarte bună. Și ăsta e tenul meu acum. Bine, arată el foarte bine, pentru că am fost și la dermatolog, am avut mici probleme în timpul sarcinii, a fost pielea extraordinar de frumoasă, extraordinar de curată. După ce am născut, iarăși a fost foarte, foarte frumoasă. Și după câteva luni, 6, 7, 10, ceva de genul, au început să-mi iasă niște coșuri foarte dureroase, foarte urâte. Chiar am rămas cu câteva cicatrici aici. Așa, și am fost la medicul dermatolog de aici, din Oradea, doamna dr. Diana Maghiar, vă recomand din tot sufletul, și ea m-a ajutat și în sfârșit arată tenul meu perfect. Și bineînțeles că am și riduri de bucurie, așa le zic eu, mai nou, pentru că, după cum vedeți, mi-au apărut puțin și pe nas și aici, astea aici lângă ochi, la bagăștei, dar n-avem ce să facem, pentru că, bine, mai am și de îngruntare aici, astea, liniile astea 11 și mai am un pic pe frunte, dar cel mai mult mi s-au adâncit cele de lângă ochi, pentru că zâmbesc foarte mult, mă distrez cu ea, râd și, na, inevitabil, tot apar riduri, adică mai bine apar riduri de bucurie decât să am doar din astea de îngruntare. Așa că, da, le accept și mergem înainte. Bun, deci, cam atât a fost. Clipul următor, dacă vreți, vi-l fac despre piele și despre corp. Până data viitoare, spuneți-mi, vă rog, că îmi place să ascult poveștile voastre, scrieți-mi, vă rog, în comentarii voi cum v-ați îngrijit în timpul sarcinii sau după sarcină, să mai împărtășim din idei, pentru că știu și mi-ați spus că avem cam aceeași poveste, așa că sunt sigură că majoritatea dintre noi nu ne-am îngrijit zilnic tenul, nici eu nu m-am dat zilnic cu cremă, nu m-am dat zilnic cu ser, m-am dat când am apucat la început și acum încet, încet îmi revin și totul este ok. Așa că până data viitoare fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!